Sinaxar. Astăzi, 8 decembrie, biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea cuviosului părintelui nostru Patapie. Cuviosul părintele nostru Patapie era deloc din Teba Egiptului, alegând viața călugărească a urmat lui Hristos și s-a nevoit mulți ani în pustiu. Apoi a venit la Constantinopol, unde a făcut foarte multe minuni, a dat orbilor vedere, a vindecat ungând cu unt de lemn sfințit pe idropici, a izgonit demoni, a vindecat cancerul. Apoi și-a dat în pace Domnului Duhul Său. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Sosten, Apollo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor. Sosten, despre care pomenește Sfântul Apostol Pavel, a fost episcopul Colofonei. Apollo, despre care pomenește același apostol, a fost al doilea episcop al Colofonei după Sosten. Epafrodit, despre care pomenește tot Sfântul Apostol Pavel, a fost episcop al Colonei. Onisifor a fost episcop al Cezareei. Toți aceștia au viețuit bine și au păstorit cu cuvioșie poporul și bisericile încredințate lor, îndurând multe încercări pentru Hristos, au fost uciși de închinătorii la idoli și și-au dat Domnului sufletele lor. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Sofronie, episcopul Ciprului. Cuviosul părintele nostru Sofronie s-a născut și a crescut în insula Cipru. Era fiul unor creștini bine credincioși, era ascuțit la minte și priceput, cunoștea multe lucruri și citea cu râvnă toată Sfânta Scriptură. Ajunsese atât de virtuos că a fost învrednicit de multe daruri și a făcut multe minuni. De aceea, după moartea Sfințitului Damian, episcopul Ciprului, a fost ales episcop de tot poporul și de episcopi. Când a ajuns episcop, a fost tatăl săracilor, sprijinitorul orfanilor, apărătorul văduvelor, ajutătorul nedreptățiților și acoperământul celor goi. După ce a viețuit așa și după multe alte nevoințe, s-a mutat în pace la Domnul. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.